Bună ziua, domnule consilier, domnule primar și domnule viceprimar. Astăzi a fost convocat în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția domnului primar. Constat din cronica de prezență că în sală sunt prezenți toți cei 11 consilieri. Prin urmare, toate materialele de pe ordinea de zi pot fi aprobate, deoarece s-a întâlnit cu vorbul. Procesul verbal din ședința anterioară a fost pus la dispoziție. Dacă aveți anumite precizări, am vrea, dacă sunteți drăguți, să-i dați citire dumneavoastră la procesul verbal. Da, ședința este deschisă de secretarul general al Comunei Secuieni, județul Bacău, Sandu Dâlda Vasilica. Ședința ordinară a Consiliului Local Secuieni a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, prin dispoziția domnului primar 61-25-03-2020 și adusă la cunoștință publică prin afișare. După consultarea condiciei de prezență, s-a constatat că din cei 11 consilieri în funcție sunt prezenți 11. În consecință, s-a întrunit vorumul prevăzut de lege pentru aprobarea materialelor incluse de pe ordinea de zi. Tabelul prezent pentru cei 11 consilieri au fost convocați cu adresa numărul 856 din 25.03.2020 și telefonic. Întreabă domnul consilier dacă au fost făcute precizări cu privire la procesul verbal din ședința anterioară, respectiv din data de 31.03.2020. Nu sunt precizări, prin urmare se supune la vot. Domnii consilieri au aprobat procesul verbal cu unanimitate de voturi. Secretarul General al Comunei solicită domnilor consilieri locali propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada de 3 luni. Doamna consilier Luncanu Margareta propune președinte de ședință pe domnul viceprimar Michitelu Ion. Domnul viceprimar Michitelu Ion propune președinte de ședință pe doamna consilier Luncanu Margareta. Dacă aveți anumite precizări în momentul în care vorbesc, vă rog frumos să-mi atrageți atenția să fac mențiune. Se trece la vot. În urma votului, doamna consilier Luncanu Margareta a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni cu un număr de 10 voturi pentru. Secretarul General al Comunei constată că nu au fost aduse modificări și completări la proiectele de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi și menționează că proiectele au fost analizate și avizate pe comisii de specialitate în formele prezentate. Secretarul General al Comunei dă cuvântul doamnei președinte de ședință, Luncanu Margareta, pentru a conduce ședința și a prezenta proiectul ordinii de zi pentru a fi supus preaprobare. Doamna președinte de ședință declară ședința deschisă și dă citire proiectul ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anilor precedenți, cheltuirea sumei de 287.615,80 lei pentru următoarele investiții. Puț forat școala Glodișoarele, 22.000 de lei, înființarea rețea distribuției gaze naturale în comuna Secuieni, județul Bacău, 24.000 de lei, reabilitare și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Secuieni, 18.800 lei, înființarea rețea de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare în comuna Secuieni, județul Bacău, 222.815,80 lei. Inițiator, primar Dumitru Cosmin David. În condițiile articolului 135, aliniat 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, doamna președintă de ședință, aici trebuie să fac corecția, Luncanu Margareta, propune Consiliul Local aprobarea proiectului ordin de zi în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnii consilieri și-au exprimat votul direct, iar proiectul ordin de zi suplimentar s-a aprobat cu 11 voturi pentru, întrunind condițiile aprobării cu majoritate simplă. Deci aici este proiectul ordinii de zi. Președintele de ședință, Luncanu Margareta, întreabă punctual din proiectul de hotărâre dacă domnii consilieri sunt de acord cu sumele menționate. La punctul A, punct forat școala Glodișoarele, 22.000 de lei. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Domnii consilieri și-au exprimat votul direct, iar punctul A, din proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi,
A fost aprobat cu 11 voturi pentru, în forma prezentată. La punctul B. Înființarea rețea distribuție gaze naturale în comuna Secuiesc, județul Bacău, 24.000 de lei, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Și-a exprimat votul direct, iar punctul B din punctul de hotărâri de ordinea zi a fost aprobat cu 10 voturi pentru și un vot abținere în forma prezentată. Doamna președinte de ședință, Luncanu Margareta, s-a abținut de la vot, motivând faptul că nu s-a prezentat în ședință niciun proiect în acest sens. Dacă aveți precizări, repet, mă întrerupeți. La punctul C. Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Secuiesc, 18.800 de lei. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Domnul consilier și-a exprimat votul direct, iar punctul C. Din proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 11 voturi pentru în forma prezentată. La punctul D. Înființare rețea de canalizare a apei uzate menajare și a stației de epurare în comuna Secuiesc, județul Bacău, 228.815,80 lei. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Domnul consilier și-a exprimat votul direct. Iar punctul D din proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 10 voturi pentru și un vot împotrivă în forma prezentată. Doamna președintă de ședință, Luncanu Margareta, a votat împotrivă, motivând faptul că primăria a făcut un împrumut de 4,5 miliarde împovărându-o pe 20 de ani. Lucrările nu sunt de calitate și este nevoie de expertiză la fața locului. În urma votului, proiectul de hotărâre de pe ordinea zi a fost aprobat cu 10 voturi pentru și un vot împotrivă. Întrucât alte întrebări, interpelări și probleme de analizat nu mai sunt, iar punctele înscrise de pe ordinea de zi au fost discutate, cu permisiunea domnului consilier, președinte de ședință a declarat închise lucrările ședinței. Mulțumim! Repet, dacă aveți precizări la procesul verbal din ședința anterioară, dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva? Nu. Întrucât procesul verbal a fost aprobat, rog doamna președinte de ședință să conducă ședința și să supună proiectul ordinii de zi. Mulțumesc frumos! După cum știți, am fost astăzi convocat în ședința ordinară a Consiliului Local Secuiesc, unde proiectul ordinii de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul al doilea 2020, inițiat de domnul Martinitru Cosmin Dragi. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 anul 2020. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău, membrii ADIS, inițiator domnul primar Dumitru Cosmin David, raport stare economică, socială și de mediu a Secuienii anul 2019, prezentat de domnul primar Dumitru Cosmin David. La punctul 5 este un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de mormântare rudelor Fabian Jonică decedat. Asta este ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Aș vrea să vă întreb dacă dorește cineva ca să suplimentăm cu diverse. Are cineva ceva de spus la diverse? Nu. Dăm citire primului proiect din hotărâri privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul al doilea, anul 2020. Cine are de făcut completări? Doamna președinte, vă întreb, fac mențiunea și precizez faptul că nu pot. Faptul că aceste proiecte de hotărâre, după cum știți, au fost analizate pe ședințele de comisii. Ceea ce s-a discutat în ședințele de comisii au fost corectate, referitor la cele cifre virgule, atât la proiectul de rectificare, cât și la execuția bugetară, corecția fiind trimestrul întâi, mă scuzați. Doamna președinte. Da, dacă aveți completări la acest, sau întrebări, sau la acest punct. Aici doar eu, dacă nu mai este nimeni, aș vrea să fac o întrebare la domnul primar. Totuși este vorba de suma asta de 14.628, care a fost mult discutată. Totuși, în ce lucrări va consta, în ce, cum va fi cheltuit sistemul ăsta de lumina public din electricitate? Da, este problemă. Este vorba de proiectul de pe Programul Național de Dezvoltare Locală,
pentru înlocuirea corpului de iluminat în toată comuna, 500 de corpuri de iluminat cu LED. Este depusă prima situație de plată către Ministerul Dezvoltării și a primit suma de 14.628 de lei. Situație de lucrări în care ce costă în, doar în proiectare. Sume eligibile de la Minister. Ulterior ce vor fi demarate lucrările, autorizația de construire fiind scoasă, o să drumul la lucrări, presupun că începând cu jumătatea lunii iunie, o să facem următoarea situație de lucrări pentru decontarea corpului de iluminat, ce urmează a fi montate. Dar dacă mi-aduc din aminti, s-a mai acordat o sumă de 1.700.000 în decembrie, tot pentru același scop. Nu. Ce a fost în decembrie a fost pentru care scopul a fost între iluminatul cu fotovoltaice, care deja este funcțional și era prin fonduri, nu era pe PNDR, era prin fonduri europene, prin AFIR, și ăsta vorbim de alt proiect. Deci sunt două proiecte distincte. Acest proiect, ne puteți spune și nouă cine îl face și cât costă? Păi cât costă, până nu pot să vă spun. L-avem aprobat tot de Consiliul Local. A aprobat proiectul în sine, dar nu a aprobat suma. Ba da, și sume. Și sumele sunt aprobate. Nu, vi le aduc în prima ședință și nu mai știu exact. Sunt multe proiecte în derulare, nu pot să le țin minte pe fiecare cu virgulă. Am făcut mențiunea asta fiindcă... Cine a făcut iluminatul cu fotovoltaic și face și iluminatul stradal? Am făcut această mențiune fiindcă mă uit în urmă, sunt o grămadă de bani. Uriașe, sume uriașe pentru iluminatul ăsta european. V-am spus, astea sunt sume venite la Ministerul Dezvoltării, proiect ce l-avem finanțat pe guvern, care avem proiectul, avem contractul de finanțare semnat. Suntem în fața de execuție. Cine execută? V-am spus mai devreme, cei care au executat și proiectul cu iluminatul fotovoltaice. Direct Sand Group. Solution. Nu le știu pe de rost. E o firmă care... Dacă mai are cineva de completat ceva la acest punct. Nu? Trecem la punctul 2. Supuneți. Supun la vot. Votat. Cine este pentru? Deci, la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 1 al 2020. Iar acum, domnul Tănaș, în acest punct, dacă trebuie să vă rog. Eu am să mă abțin la acest proiect. Este suma de care am specificat-o că era incorrectă pe ședința pe comisie. Și până la urmă, domnul primar, ieri v-am întrebat în legătură cu punctele și cu virgula care nu existau în suma respectivă. V-am întrebat ce înseamnă în lei vechi și mi-a spus că e vorba de 14 miliarde. Până la urmă, de cât este suma? 14 miliarde sau 1 miliard 400? Spuneți la ce vorbim. La iluminatul public. Nu, pentru că ieri a fost secat. Nu, aici, l-am găsit, da, este deci, vorba de 14.628 de lei. Da, de 146 de milioane vechi, dacă vorbim în lei, în lei vechi. Dar acum totuși vorbim... Miliarde, ci de 146 da, miliarde. Exact. Nu știu dacă faci tu proiectul. Nu, că ieri ați zis de 14 miliarde, de-aia vă întreb. Nu. Știu exact ce am spus și am explicat. Da. E vorba adică de... nu era specificat nici... Dar scrie lei, foarte clar. 14.628 de lei. Ok. Nu, v-am întrebat, pentru că ieri am ridicat această problemă. Nu avea nici punctul, nici virgula. Și nu scria nici mii, nici lei. Și am ca înțeles. Atare nu puteam să-mi fac un cap. După care v-am întrebat și mi-a spus dacă e vorba de 14 miliarde sau de 1 miliard și. Da, am explicat. Ieri probabil ați greșit când a spus 14 miliarde. Eu l-am făcut. Nu știu dacă vreau să vorbim în lei, nu vechi sau lei, vorbim în lei și de atunci. Da, de-aia am solicitat să vină și doamna contabilă ca să ne explice mai clar. Dar dacă nu poate... Acum aveți o neclaritate pe tu... Nu, v-am întrebat pentru că, într-adevăr, materialul este corectat, punctul este scos și trecut de virgulă. Și singura mea dilemă era pentru că, conform discuției noastre verbale de ieri din ședință, era o sumă vehiculată, acum practic am revenit la cea normală care este trecută și aici.
Vă explic și vă mai explic o dată. Deci, banii care avem primiți de la Ministerul Dezvoltării. Da, sunt bani pentru lucrare. Exact, acea sumă care am primit-o pe aia o dăm. Deci nu luăm din bugetul local. Da, era greșită. Da, da, e adevărat, era o chestie de redactare, doar de redactare. Care v-am explicat-o și eu. Deci banii care vin de la minister, tot aceiași îi dăm mai departe către... Exact, asta v-am zis și eu, că nu poți să votezi de o greșeală. Da, am înțeles. Era doar de redactare, am modificat-o. Și de-aia și rămăsiți ca votul meu să rămână în ședința de plin, dacă va fi favorabil sau nu favorabil. Sigur. Deci suma corectă este de 14.628 de lei. Da. Da? Deci asta este suma. 14.628,07 lei. Ok. Doamna președinte. Ba, ce, sunteți de acord? Da. Gata. Eu las acțiuni împotrivă, nu. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din Județul Bacău, membru ABIS. Inițiator, domnul primar Dumitru Cosmin David. Ați citit materialul, dacă aveți ceva de completat. Singura chestie, bineînțeles, dacă îmi dați voi, doamna președinte, era o chestie undeva în cel de la material de la ABIS, unde scria de o taxă suplimentară care se va percepe la persoanele non-casnice și casnice. O taxă specială. O taxă specială. Dacă puteți să-mi spuneți ce reprezintă acea taxă specială. Taxă specială pentru operatori economici. Care nu scrie casnici și non-casnici. Păi da, ei nu deci sunt casnici. Eu mă întreb pe se va mai majora sau ce înseamnă taxa aia? Pe taxa specială o avem aprobată. Avem taxa specială aprobată prin hotărâre de Consiliul Local pentru operatorii economici. Care ei sunt non-casnici, deci nu stau în casă. Și mergeți în plaja aia. Păi da, o avem deja aprobată suma. Deci nu se va mai majora. Nu, nu vorbim doar de regulamentul. Dacă doriți, vine cineva cu un amendament, cu mare drag vă mărim sau o putem scădea. Dar noi am stabilit-o de comun acord și rămânem la același nivel cu taxele. Da, dacă nu are cineva de completat. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, s-ar fi cineva? Nu. La punctul 4, raport privind starea economică socială și de mediu ați secuient 2019, raportul domnului primar, ministru David Cosmin, care a luat frumos și de a citire. Vreți un compartiment anume sau? Nu, dar rapid. Potrivit prevederilor OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, aparatul de specialitate al primarului cuprinde totalitatea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică de la nivelul unității subdiviziune administrativ teritoriale, precum și secretarul general al unității subdiviziune administrativ teritoriale. Atribuțiile secretarului general unității administrative teritoriale sunt enumerate la articolul 246 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ. Deci obiecte. Îndeplinirea atribuțiilor privind convocarea ședințelor Consiliului Local, evidența participării la ședințe a consilierilor, efectuarea de lucrări de secretariat, redactarea proiectului de hotărâri și rapoarte de specialitate, avizarea proiectului de hotărâri, contrasemnarea, întocmirea dosarelor de ședință, comunicarea hotărârilor și urmărirea punerii în aplicare a acestora. Avizarea proiectelor de hotărâri și contrasemnează pentru legalitatea dispozițiile primarului hotărârii Consiliului Local. Participă la ședințele Consiliului Local, informează președintele de ședință după caz înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la vorumul și la majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărui hotărâri a Consiliului Local. Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și primar, precum și între acestea și prefect. Coordonează și organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor primarului. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor menționate. Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local și comisiilor de specialitate ale acesteia. Propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi și a ședințelor ordinare a Consiliului Local. Efectuează apel nominal și ține evidența participării la ședințele Consiliului Local a consilierului local.
numără voturile și contrasemnează rezultatul votării pe care îl prezintă președintele ședinței respectiv, președintele Consiliului Județean sau după caz înlocuitorul de drept al acesteia. Urmește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local respectiv ale Consiliului Județean să nu ia parte consilierii locali sau consilieri județeni care să încadreze în dispoziția articolului 28 alineatul 2. Ca și rezultate, în perioada 31-12-2019 a fost convocate un număr de 18 ședințe de Consiliu Local, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 71 de hotărâri de Consiliu, din care 71 au fost elaborate de mine, la inițiativa mea. A fost contrasemnate pentru legalitate un număr de 71 de hotărâri, însoțite de rapoarte de specialitate și avizate de comisiile de specialitate la Consiliul Local după caz, principale domenii în care s-au adoptat hotărârile de Consiliu. Aprobarea bugetului local, rectificare de buget local, cont de execuție, impozite și taxe locale, excedent bugetar, inventariere în materie impozabilă pe anul 2019, aprobarea contracte de prestări servicii, investiții, aprobarea de indicatori tehnico-economici, excedent bugetar, aprobarea nivelului de salarizare pentru funcționarii publici din cadrul UAT Secuin, hotărâre privind rețeaua școlară, alegerea președintelui de ședință, inventarea domeniului public al comunii, sprijin financiar parohii. Trecem la compartimentul compartimentul financiar contabil. Principalele operațiuni realizate, înregistrarea documentelor în programul de contabilitate SOBES, respectiv salarii, facturi, decontare prin caserie și ordine de plată a contribuabililor reținerilor aferente salariilor, încadrarea zilnică a sumelor provenite din impozite și taxe locale conform borderelor depuse de serviciu impozite și taxe locale, întocmirea foiei de vărsământ pentru fiecare sursă de venit în parte, depunerea sumelor încasate la trezorerea operativă Bacău în baza monetarului întocmit, ridicarea numerară de la trezorerie Bacău conform cerului emise în instituție, întocmirea zilnică a registrului de casă conform documentelor de încasări și plăți, întocmirea statelor de plată a salariaților precum persoanelor angajate al instituției pe fiecare compartiment în parte, pontajelor precum și consilierilor locali, întocmirea ordinii de plată a contribuțiilor și reținerilor din salarii, efectuarea plății salarii lunar conform statelor de plată, ținerea evidenței concediilor de odihnă și concediilor medicale, întocmirea documentelor de depunere a garanțiilor materiale ale salariaților la CEC Bacău, întocmirea documentelor de depunere a concediilor medicale la Casa de Asigurări de Sănătate Bacău, întocmirea și depunerea declarației 1-2 ANAF, plata ajutoarelor de urgență, ajutoare în mormântare și ajutoarelor de întorzire pentru persoanele cu ajutor social. Biroul de impozite și taxe locale. Biroul de impozite și taxe locale este un birou implicat în activitatea de lucru cu publicul. Aceste activități se desfășoară astfel. Informarea contribuabililor și preluarea declarațiilor și documentelor depuse de aceștia în vederea stabilirii impozitului. Analiza, soluționarea și operarea în baza de date a cererilor în vederea scutirii de la plata impozitelor și taxe locale a persoanelor fizice juridice care se încadrează în prevederile legislative în vigoare. Eliberarea certificatului de atestare fiscală. Atestate se eliberează pe loc după caz în achitarea taxei de urgență. Efectuarea impunerilor și încetărilor de erori pentru bunurile impozabile deținute de către contribuabil persoane fizice și juridice. Întocmirea răspunderilor în conformitate cu legislația fiscală în termen legal la toate cele depuse de către contribuabil. Pentru reglementarea situației fiscale a contribuabilor, acolo unde s-a constatat a fi necesar sau întocmit borderouri de debite sau scăderi, sau întocmit referate în vederea restituirilor și compensațiilor de sume provenite în urma modificărilor efectuate la rolurile fiscale aparatului în decursul anului. S-au întocmit somații și titlurile executorii și s-au asigurat comunicarea acestora contribuabililor prin metodele prevăzute de legislația vigoare în vederea asigurării respectării debitelor restante în conformitate cu prevederile legale în materie. În același scop s-au transmis diferitelor instituții cereri de informații în ceea ce privește datele și identificarea actualizate ale contribuabililor, identificarea veniturilor contribuabililor,
veniturilor, conturilor bancare și a locuitorilor de locurile de muncă ale acestora. A fost verificat pe baza situațiilor primite de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației contribuabile care figurează în baza de date a instituției cu amenzi restante, iar în urma acestei verificări au fost clasate amenzile persoanelor decedate. Comunicarea prin e-mail sau telefon cu contribuabile, persoane fizice și juridice. Întocmește Bordereau corespondența. Înregistrează toate documentele în registrul de intrare-ieșiri. Pe baza informațiilor culese acolo unde s-au constatat că în urma comunicării somației, contribuabilii nu au efectuat plata debitorilor restante, s-au întocmit dosare de executare în vederea recuperării debitorilor restante prin propria disponibilitate. Poftiți? Propria. Debitorilor restante prin propria disponibilităților din conturile bancare sau a terților, precum și prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile aparținând debitorilor sau dosare de insolvabilitate a contribuabililor. Întocmește confirmările de preluare în debit a amenzilor, după care acesta se transmite către instituțiile emitente. În cadrul acestui serviciu a fost asigurată activitatea de înregistrare și distribuire a corespondenței trimise și primite din cadrul instituției. Activitatea biroului de taxe și impozite locale se rezumă astfel. Diverse raporturi, certificate de atestare fiscală, procese verbale de scoatere din evidență, modificări imobil, adăugare amenzi, adăugare persoane, adăugare mijloace de transport, adăugare imobile, adăugare scutire, întocmirea Bordereau corespondență, răspunsuri e-mail-uri, informații prin telefon, poștă sau fix. Întocmit transfer dosar auto, persoane fizice, juridice, verificare și actualizare listă, rămășiță persoane, juridice, persoane fizice, verificare mijloace de transport, DRPCIV, verificări patrimoniale, transmiterea lunară a declarațiilor pe 2000, somații și titluri executorii, adrese de înființare, poprire, operare, extrase bancare, înscrierea la masa credală, cele de repunere pe rol, cele de deschidere a procedurii de insolvență, cele de actualizare, creanță, cele de intervenție în procedura de executare, insolvență, faliment, cele de apel. Încasările realizate în anul 2019 au fost de 5.583.913 lei. De asemenea, s-a efectuat verificarea și întocmirea răspunsurilor în termenele legale și s-au analizat timpii de răspuns în vederea scurtării cât mai mult posibil la acestora. Trebuie remarcat faptul că activitatea de impunere a bunurilor impozabile este o activitate complexă ce implică informarea contribuabililor și preluarea declarațiilor și documentelor depuse de acestea la ghișeul instituției, analizarea și efectuarea impunerilor și încetărilor de rol pentru bunurile impozabile deținute de către contribuabilii comunei secuieni. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, am dezvoltat de-a lungul timpului diferite modalități de plată a impozitelor și taxelor locale. Creșterea calității serviciilor oferite de cetățeni și implicit cererea unei imagini favorabile instituției sunt reflectate prin seriozitate și solicitate și nivelul profesional al salariaților în acordarea de informații concrete, corecte și în conformitate cu prevederile legale. Site-ul instituției este actualizat în permanență prin postarea de articole cuprinzând informații utile contribuabililor, noutăți privind modalitatea de plată, situația actelor administrative emise, comunicarea prin e-mail sau telefon cu contribuabilul, persoane fizice și juridice. Obiective pentru perioada imediat următoare. Realizarea bugetului previzionat pentru anul 2020. Creșterea încasărilor realizate din obligație de plată neachitate până la 31.12.2019. Menținerea gradului de satisfacție a contribuabililor în raport cu activitatea desfășurată de angajații instituției. Menținerea timpului mediu redus de răspuns la solicitării contribuabililor și identificarea aspectelor cu timp mai mare de răspuns în vederea diminuirii acestuia. Îmbunătățirea permanentă a softului de gestiune a taxelor și impozitelor. Dezvoltarea de proiecte de colaborare cu diverse instituții pentru simplificarea accesării datelor necesare în desfășurarea activității. Trecem la compartimentul Registrul Agricol. Activitatea compartimentului Registrului Agricol pe anul 2019 a fost următoarea.
completarea registrului agricultor pentru perioada 2015-2019, cu date culese de la locuitorii comunei Secuieni și întreținerea acestuia, răspuns la cerere primite de la diferite instituții ale statului, răspuns la cererile cetățenilor prin care ne solicită anumite informații cu privire la bunurile pe care le dețin pe raza comunei Secuieni. Colaborarea cu fermierii care solicită adeverință pentru APIA. Eliberarea atestatelor de producători. Informarea instituției de statistică cu privire la solicitarea acestora. Am eliberat adeverințe de rol agricol pentru adeverințe pentru E1, adeverințe pentru SPCLIEP, adeverințe pentru OCPI Bacău, adeverințe pentru notariat, adeverințe pentru ajutorul de încălzire. Am întocmit documentații în vederea eliberării actelor de proprietate, respectiv ordinul prefectului, duplicat după ordinul prefectului și titlurile de proprietate, modificări ale titlurilor de proprietate, validări în anexele legii în vigoare. În cursul anului 2019 am derulat următoarele activități. Oferte teren extravilan. Am întocmit și transmis răspunsuri solicitării distribuite către compartiment, cereri, petiții, reclamații. Am completat și transmis răspunsuri în termenele stabilite de lege a situațiilor statistice. Culegerea prin sondaj de la gospodăria informațiilor privind producția vegetală și transmiterea acestora la statistica Bacău. Informarea cetățenilor privind apariția unor boli și dăunători pe teritoriul comunei și în împrejurim. Informarea de deținătorilor de albine în cazul stropirilor periodice. Întocmirea și pregătirea pentru expedierea corespondenței, precum și arhivarea documentelor transmise. Am îndeplinit și alte sarcini stabilite de conducerea primăriei. Compartimentul urbanism. Pe perioada anului 2019, în cadrul compartimentului urbanism al instituției comunei Secuieni, am întreprins următoarele activități ce au ca rol o bună desfășurare a instituției. Ședințe cu primarul și cetățenii afectați de litigii de pe raza UAT-ului Secuieni. Deplasarea la instituția UCPI Bacău pentru depunerea și ridicarea diferitelor documente ce ajută la o bună desfășurare a activității compartimentului din cadrul instituției care fac parte. Punerea la dispoziție diferiților cetățeni din localitate a planului de situații, planurilor de încadrare în zonă și a planurilor parcelare, cât și ortofotoplanurilor pentru diferite terenuri și obiective ale cetățenilor sau instituțiilor care cer astfel de planuri și care sunt indispensabile în rezolvarea unor probleme existențiale pentru cetățenii comunei Secuieni. Identificarea și verificarea terenului din punct de vedere al amplasamentului pentru cererile cetățenilor ce doresc eliberarea certificatului de urbanism și autorizație de construire de pe raza localității. Participarea la predarea amplasamentului pentru lucrări de reabilitare, modernizare, emiterea de certificate de urbanism pe raza localității, emiterea de autorizații de construire pe raza localității, deplasarea la diferite instituții ale statului în vederea rezolvării problemelor cetățenilor din localitate, întocmirea vizelor și acordurilor unice pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizația de construire, desfințare de către președintele Consiliului Județean, efectuarea disciplinei în construcții de pe raza UAT, întocmirea și semnarea adreselor de înaintare către diferite instituții publice și private, efectuarea recepției la finalizarea lucrărilor, semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Punctul 4. Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară. Asistența socială reprezintă un ansamblu de măsuri prin care asigurăm prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane. Având în vedere activitatea desfășurată în anul 2019, se desprind următoarele tipuri de activități întreprinse. Întocmirea și transmiterea următoarelor dosare lunar către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău. Dosare de alocații de stat primite verificate, dosare de indemnizație creștere copil, stimulent inserție și diferite borderouri. Acordarea următoarelor ajutoare conform legii are primarul comunei Secuieni vizat de secretarul general al comunei întocmind un număr de alocații de susținere a familiei. 40 dosare în evidența ASF, 20 dispoziții și referate ASF.
30 dosare în evidență ajutor social, 25 dispoziții și referate ajutor social, 25 bordereuri ASF, 416, legea 416. Acordarea unui număr de dispoziții ajutoare de ces pentru fiecare caz în parte se întocmește documentația necesară acordării acestei forme de ajutor. Acordarea unui număr de două ajutoare de urgență pentru fiecare caz în parte se întocmește documentația necesară acordării acestei forme de ajutor, primirea, verificarea documentației și efectuarea anchetelor sociale. Evidența unui număr de 50 de dispoziții indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap ce constă în verificarea valabilității a certificatelor de handicap și monitorizarea dosarilor. Acordarea unui număr de dispoziții pentru ajutoare de încălzire. 3. Eliberarea devenitelor în folosul comunității. Adeverințe 416/2001, fiind necesare în diferite situații. Adeverințe pentru bursa socială, un număr de 23 pe anul 2019, din care reiese faptul că nu există liceu pe raza comunii Secuieni. Întocmirea și transmiterea documentelor necesare în vederea eliberării legitimațiilor de transport. Acordarea următoarelor ajutoare financiare conform legii întocmit dispozițiile primarului comunii Secuieni vizate de secretarul comunii. Efectuarea anchetelor sociale la domiciliu fiind necesară pentru comisia de expertiză medicală persoane cu handicap, adulți, minori, 50. Efectuarea anchetelor sociale pentru supraveghere, control și îndrumare în ocrotirea copilului cauze cu minori aflate pe rolul instanțelor, răspuns adreselor judecătorești, 100. Eliberarea unui număr de 43 de adeverințe bursă școlară. Eliberarea un număr de 70 de adeverințe 416. Monitorizări mame minori în număr de 5 dosare. Plasament minori în număr de 2 dosare. SPCLIEP, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Secuieni este organizat ca serviciu distinct în subordinea Consiliului Local al Comunei Secuieni, având la bază articolul 1 alineatul 1 din ordonanța Guvernului numărul 84 din 2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 372 din 2002, cu modificări și completări ulterioare, și își desfășoară activitatea pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative, ordinelor, dispozițiilor și instrucțiunilor care reglementează activitatea și evidența a persoanelor și stării civile și stare civilă. Conform regulamentului de organizare și funcționare al serviciului aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Secuieni, serviciul își desfășoară activitatea în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și executarea legii. Activitatea s-a realizat în baza planului de măsuri și activități trimestriale al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, unde au fost prevăzute sarcini cu termeni și responsabilități concrete, vizând în principal exercitarea competențelor ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor. Având în vedere aspectele menționate mai sus, scopul analizei anuale este legat de relevarea rezultatelor activității SPCLIEP Secuieni, luând în considerare activitățile specifice, așa cum sunt ele prevăzute în planul de măsuri și activități. Astfel, pe linie de management s-a asigurat reprezentarea serviciului în relație cu Consiliul Local. În considerare relațiilor cu structurile din cadrul primăriei, în cursul anului 2019 a fost continuate demersurile pentru dotarea noului sediu. A fost asigurată legătura permanentă cu SPCJEP Bacău și BJBDEP Bacău în vederea desfășurării conform prevederilor legale activității serviciului. Pentru însușirea legislației ce reglementează activitatea serviciului s-a pus accent pe studierea legislației în aprofundarea cunoștințelor în activitatea pe care o desfășoară lucrătorii. Pe linie de evidență a persoanei s-a avut în vedere punerea în aplicare a prevederilor UG numărul 97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români cu toate modificările ulterioare, precum și ale HG numărul 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate a cetățenilor români, precum și aplicarea întocmirii ordinelor, dispozițiilor și instrucțiunile pe linia regimului de evidență a persoanelor. A fost întocmită arhiva pentru toate documentele preluate în anul 2019, împărțită pe categorie, astfel cum trebuie, păstrate pe
termene diferite de archivare. A fost soluționată diverse cereri de verificare de persoanele conformitate cu legea 180/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din Consiliul din 27.04.2019 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație acestor date atât pentru instituții cât și pentru persoane fizice cu respectarea dispozițiilor în vigoare. În cadrul activităților pe linie informatică s-a pus accent pe necesitatea preluării în mod corect a datelor privind persoanele fizice preluate din documentele primăriei și comunicarea ale ministerelor sau autorităților centrale și locale în vederea actualizării Registrului Județean de Evidență a Persoanelor. De asemenea, s-a avut în vedere operarea întocmai în RNIEP a datei de înmânare a actelor de identitate. SPCLIEP Secuieni a colaborat în permanență cu Bârjabe de Bacău și cu SPCJIEP Bacău pentru rezolvarea operativă a neconcordanțelor din bazele de date. Stare civilă. În anul 2011, la compartimentul de stare civilă, s-au înregistrat următoarele acte. Acte de naștere, înregistrate în registrele de stare civilă ale primăriei Comunei Secuieni, județul Bacău. Acte transcrieri certificate și extrase de naștere pentru cetățenii străini sau cetățenii români născuți în alte țări. În momentul depunerii dosarului s-au verificat documentele prezentate împreună cu corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe care pe cererea pentru transmiterea certificatului extrasului de naștere. Dacă actele au corespuns, s-au înscris mențiunea conform cu originalul. Pe actele oprite au fost datate și semnate, iar originalele au fost restituite solicitantului. Certificatele extrasului de naștere au fost oprite cu dosare de transmitere și cu dosare de transcriere și au fost restituite solicitantului în momentul eliberării certificatului de naștere eliberat de compartimentul de stare civilă. În urma actelor înregistrate au fost întocmite și trimise la evidența populației Secuieni în termen de 10 zile de la data înregistrării fiecărui act de naștere, adrese de înaintare plus comunicări de naștere și adrese înaintare plus extrase de naștere. Acte de căsătorie înregistrate în registrele de stare civilă al primăriei Comunei Secuieni, județul Bacău. Acte de căsătorie, B. Transcrieri certificate și extrase de căsătorie pentru cetățeni străini sau cetățeni români căsătoriți în alte țări. În momentul depunerii dosarelor de căsătorie s-au verificat documentele prezentate împreună cu corectitudinea datelor înscrise de solicitanți pe, pe declarația de căsătorie. Dacă actele au corespuns, s-au înscris mențiunea conform cu originalul pe actele oprite, au fost date și semnate, iar originalele au fost restituite solicitantului. În momentul depunerii dosarului s-au verificat documentele prezentate împreună cu corectitudinea datelor înscrise de solicitant. După înregistrarea declarației de căsătorie s-a întocmit publicația de căsătorie, un exemplar la dosar, un exemplar la avizier, un exemplar la primăria de domiciliu pentru fiecare dintre soți și un exemplar pentru publicarea pe site-ul primăriei Comunei Secuieni. În urma actelor înregistrate au fost întocmite și transmise în termen de 10 zile la data înregistrării fiecărui act de căsătorie. Acte de deces înregistrate în registrele de stare civilă al primăriei Comunei Secuieni, județul Bacău. În momentul depunerii actelor pentru înregistrarea decesului, acestea au fost verificate și înscrisă mențiunea conform cu originalul. Când a fost eliberat certificatul de deces în urma înregistrării decesului, a fost eliberat și certificatul de naștere și căsătorie în original cu mențiunea decedat. În urma actelor înregistrate a fost transmise în termen de 10 zile de la data înregistrării fiecărui act de deces, bordereul cu buletinul de identitate, carte de identitate la evidența populației de domiciliu pentru fiecare persoană decedată. Compartiment arhivă. Pe parcursul anului 2019 am efectuat următoarele activități arhivistice, organizând propria activitate specifică arhivarului sub îndrumarea conducerii primăriei Comunei Secuieni. Am ordonat documentele primite de la compartimente, planurile, proiectele, rapoartele, studiile, alte înscrisuri care erau prelucrate arhivistic, urmând a fi prelucrate ulterior conform nomenclatorului arhivistic al primăriei Comunei Secuieni. Am întocmit răspunsul la cererea petenților. Am depistat din depozitul de arhivă documentele necesare conducerii primăriei și celorlalte compartimente din cadrul primăriei pentru rezolvarea unor lucrări. Am numerotat dosarele
neprelucrate arhivistic care au fost solicitate pentru rezolvarea unor cereri, petiții și așa mai departe. Am certificat fiecare dosar în parte după numerotarea conform legislației arhivistice în vigoare. Am rearhivat documentele scoase din depozitul de arhivă, am introdus dosarele în cutii de protecție și am verificat inscripționarea de pe eticheta acestora. Am ordonat cutiile pe raft în depozitul de arhivă, atât cele prelucrate arhivistic, cât și cele neprelucrate. Am sistematizat cutiile cu documentele nepreluate arhivistic, reorganizând depozitul. Am făcut curățenie în depozitul de arhivă. Da. Compartimentul achiziții publice și derularea contractelor. Pe parcursul anului 2019 am efectuat următoarele activități. Întocmirea normelor procedurale interne privind achizițiile directe 2019. Întocmirea documentației privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, directe, procedură simplificată, licitație. Întocmirea strategiei de contractare pentru procedurile de achiziții publice postate pe SEAP. Întocmirea dosar pentru fiecare achiziție publică organizată care cuprinde referat, notă justificativă, solicitare, ofertă, formulare, ofertă, proces verbal, evaluare, oferte, achiziții SIAP, contract, acte adiționale, anexe, etc. Gestionarea solicitărilor de calificare depuse de ofertanți cu privire la procedurile de achiziții publice. Elaborarea și întocmirea programului de achiziții anual și anexa de achiziții directe la programul de achiziții publice. Colaborarea internă cu șefii ierarhici și cu celelalte compartimente din cadrul instituției și relaționarea externă cu autorități și instituții publice în domeniul achizițiilor publice. Întocmirea referate privind numirea de comisii de evaluare și experților cooptați după caz. Organizarea procedurii de publicitate a acestora în conformitate cu prevederile legale. Întocmire, notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire. Gestionarea și operarea procedurilor de achiziții publică în SEAP. Transmiterea spre verificare a dosarului de achiziție publică împreună cu anexele acestuia către compartimentul juridic în vederea finalizării procedurilor prin încheierea contractelor, acordurilor, cadrul după caz. Realizarea achizițiilor prin procedură simplificată pe SEAP. Pe parcursul anului 2019 am efectuat următoarele activități. Urmărirea contractelor de lucrări și servicii, scanarea și centralizarea dosarelor de achiziții publice anii 2017, 2018 și 2019, înscrierea și înregistrarea proceselor verbale pentru recepție de servicii bunuri și lucrări, obținerea semnăturii de la membrii Comisiei de Recepție pentru Serviciile Bunuri și Lucrări, scanarea și centralizarea proceselor verbale de recepție pentru servicii bunuri și lucrări, scanarea facturilor fiscale, centralizarea lor, rezolvarea petițiilor, furnizarea informațiilor solicitate specifice compartimentelor de achiziții, deplasări pe amplasamentul lucrărilor aflate în derulare, fotografierea lucrării și stocarea acestora, printarea documentelor, scanarea documentelor, corespondența telefonică și e-mail cu părțile contractante, întocmirea documentelor necesare compartimentului financiar în vederea efectuării plăților. Am participat la recepția fazelor determinate conform programului de control al calității aprobate de ISC Bacău. Compartimentul Poliție Locală. În perioada desfășurării cursurilor școlare, lucrătorii poliției locale au asigurat trecere de pietoni pentru traversarea elevilor în siguranță și a preveni evenimente rutiere. S-au efectuat deplasări în afara localității cu autoturismul de serviciu la diverse instituții. Trezoria Bacău, Prefectura Bacău, Consiliul Județean Bacău, Agenția Județeană de Plăți și Indemnizații Sociale Bacău, Apele Române, Direcția Sanitară Publică Bacău. S-au distribuit plicule pentru ședințele de Consiliu Local aparținând consilierului local și s-au distribuit plicule soțite prin Poșta Română de la Judecătorie, Curtea de Apel sau Biroul Executorii Judecătorești, întocmindu-se totodată procesele verbale de afișare și trimiterea confirmărilor către expeditori. Prin dispoziția primarului s-au urmărit și verificat prezența și modul de executare a muncii în folosul comunității a persoanelor domiciliate pe raza localității. De asemenea, între serviciul de poliție locală și serviciul de prevenție Bacău a existat o relație bună de cooperare, comunicare cu privire la activități de muncă neremunerată în folosul comunității prevăzută la articolul 93 alineatul 3 cod penal,
personal judecat, judecate de diferite instanțe. Pe timpul iernii, poliția locală a participat cu efectivele la, acțiuni de desăpezire, frizarea traficului și îndrumarea conducătorilor auto pe trasee deschise circulației. Activitățile comune cu compartimentul de asistență socială sunt de asistență socială și anchete sociale. Activități comune cu SPCLIEP Secuieni, ridicare de cărți de identitate de la IPJ Bacău, înmânarea de adrese cetățenilor care urmează să le expire cărțile de identitate. În cursul anului 2019 s-au efectuat acțiuni mixte cu postul de poliție Secuieni pentru a preveni și preîntâmpina cetățenii comunei de a săvârși contravenții și sancțiuni. Sesizări din partea cetățenilor comunei, toate rezolvate. La accidentele rutiere care s-au produs pe raza comunei, poliția locală a intervenit prompt, luând primele măsuri până la apariția poliției rutiere. Pe parcursul anului, anumiti lucrătorii serviciului de poliție locală au efectuat serviciul de patrulare și de menținere a ordinii și liniștii publice pe raza comunei 24 de ore din 24. Serviciul voluntar pentru situații de urgență. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este un birou funcțional din cadrul aparatului specializat al primarului, al primăriei Secuieni, îndeplinindu-și atribuțiunile confirmate cu prevederile legii numărul 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a legii numărul 481 din 2004 privind protecția civilă, precum și altor prevederi legislative specifice, este condus de un șef de birou și se subordonează direct primarului. Are ca misiune de bază prevenirea, reducerea și eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora pe teritoriul administrativ al localității Secuieni. Scopul activităților reprezintă protecția populației, mediului, a bunurilor și valorilor. Misiunea și scopul, se îndeplinesc prin activitatea de control, prevenire a tuturor agenților economici care își desfășoară activități în localitate. Formele activității de prevenire sunt controlul, verificarea și informarea preventivă a populației și a agenților economici în conformitate cu adresele primite din partea ISU Bacău și prefectură și intervenția cu echipa specializată de la SVSU. Obiectivele specifice serviciului voluntar pe situații de urgență. Cunoașterea, respectarea și aplicarea actelor normative în domeniul situației de urgență, protecție civilă și apărării împotriva incendiilor, a populației, a personalului angajat din primărie și pregătirea voluntară din cadrul SVSU. Serviciul voluntar de situații de urgență a participat la ședințele de instruire din cadrul ISU și a prefecturii privind protecția civilă, responsabilitatea și operativitatea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. În cadrul compartimentului SVSU sunt de îndeplinite prin dispoziții și atribuțiile SSM, respectiv instruirea cu privire la sănătatea și securitatea în muncă. În același compartiment funcționează și Comisia de Apărare, responsabil cu evidența aflată în subordinea primarului și structura teritorială pentru probleme speciale Bacău. În cursul anului 2019 s-a organizat cu sprijinul Consiliului Local pe data de 8 septembrie Ziua Comunei Secuieni. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au distribuit pachete cu dulciuri elevilor din școli și grădinițele din Comuna Secuieni. Tot în anul 2018 au fost demnate și finalizate mai multe proiecte la nivelul UAT Comuna Secuieni și aici vreau să vă enumăr. Înființarea rețelei de canalizare ape uzate, menajere și a stației depurare în Comuna Secuieni, județul Bacău, a cărui ordin de începere a lucrării a fost emis în data de 3-6-2019, în curs de execuție, realizat în proporție de peste 65%. Executare puț forat cu adâncime de 150 de metri lineari pentru alimentare cu apă, școala Glodișoare, finalizat. Sprijinirea parohiei Secuieni în vederea efectuării lucrării pentru amenajarea unei parcări, reabilitarea treptelor și desfințirea lăcașului de cult. Sprijinirea cetățenilor din satul Chidicen pentru edificarea casei mortuare. Sprijinirea cetățenilor din satul Secuieni pentru construirea și înființarea unei și sfințirea unei troițe în Comuna Secuieni. Finalizarea și recepția proiectului modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice. În continuare, desfășoarea activităților în parteneriat cu Crucea Roșie, al cărui proiect este în derulare. La finele anului 2019, mai exact în data de 4-12-2019, am semnat contractul de finanțare pentru modernizare iluminat public finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vă mulțumesc!
Sunt 37 de pagini. Dacă dumneavoastră, consilier, aveți ceva de obiectat la raportul? Eu aș vrea să mă întreb, dacă datele din raportul pe care l-a susținut sunt reale. Verificați-mă. Se vede că nu l-a făcut dumneavoastră și în al doilea rând v-ați bălbuit foarte mult. Vă fac dovada pentru că ceea ce a susținut din material este copiat de la primăria Ștefănești de Jos. Mulțumesc. Plăcere. Altcineva? Aș mai fac eu o completare. Domnul primar, eu nu contest volumul dumneavoastră de muncă, am fost o primar, știu că este multă muncă, dar vreau să fiu de acord cu dumneavoastră în două probleme. În primul și în primul rând aveți o persoană pe achiziții publice plătită foarte bine, care niciodată nu a venit să prezinte un raport să ne spună detailat, nu put, detailat, ce achiziții s-au făcut, cu ce prețuri, la cine și cum au fost, de cine au fost întocmite și cine le-a executat. Apoi, mă uitam pe site-ul Comunii Odobești și ajung la concluzia că este un primar din nota 10, are pe site toate achizițiile afișate, postate, cu cine execută, cu proiecte, cu oferte, cu cât costă fiecare obiectiv în parte. La noi așa ceva nu există. Ele au fost ținute la secret multă vreme și așa vor rămâne, cred că până când vi s-a încheiat mandatul dumneavoastră. Ca să vă și răspund... niciodată nu ați prezentat în Consiliul Local, uite mă, oameni buni, asta este achiziția care am făcut-o în data de atât a costat, a, cine, cu cine ați lucrat-o, cu cine ați făcut-o, ce termeni ați avut. Noi n-am... Cum v-am expus și în raportul de activitate, orice achiziție este făcută electronic și o găsiți pe site-ul de licitații. La secuiem există. Ba da, există. Nu știți dumneavoastră să căutați, vă garantez 100%. Dumneavoastră ați depus și o cerere acolo luni de zile, care o să vă dăm răspuns și o să vă îndrumăm exact unde să intrați cu... Nu trebuie să mă îndrumați, trebuie să-mi dați răspuns. Păi da, păi să vă îndrumăm unii să vă uitați, ca să nu, ne găsiți. Nu, sunt... eu vă spun la mine, pe răspuns. Dar nu îl cer de la cu telefon. Dar puteți să-l cereți. Eu... Nu, dacă nu o să-mi îl dați, îl cer. Dar nu, păi vi-l dăm, eu ți-am spus că o să vă dăm răspunsul și o să vă îndrumăm. Nu să mă trimiteți pe mine să mă uit. Eu nu am solicitat de la dumneavoastră o trimitere, am solicitat de la dumneavoastră să veniți în fața Consiliului Local și ne explicați ceea ce noi v-am rugat. Nu mă trimiteți. Doamnă, dumneavoastră mi-a răspuns o cerere. Aici nu este la doctor să te duci la cabinetul ăla sau la cabinetul celălalt. Eu o să vă răspund și dacă sunteți nemulțumite de răspunsul pe care o să vi-l dau, vă rog frumos să vă adresați organelor competente sau... Deci structurii... față de cele care eu mi-am declarat, așa, așa nemulțumirea față de raportul dumneavoastră, aștept să văd pe site. Deci, toate achizițiile făcute publice, bineînțeles, cu contractul, cine a făcut contractul, cum cât s-a fost la licitații, cine a câștigat licitația, cât costă, cu cine ați făcut, și așa mai departe. N-ați pomenit nimic de strategie. Strategia care ați făcut-o anul trecut, cât a costat, cine a făcut-o. Dar nu le găsesc, v-am spus, sunt date publici care le găsiți. Da, dacă dumneavoastră veniți să faceți un raport nou, cum ne cereți să spunem? Așa vă îndrăznim și noi să vă cerem și noi dumneavoastră. V-am spus, vă dau nu ne trimiteți, domnul primar, repet, nu ne trimiteți. Doamna Mucam, eu vă răspund conform legii, da? Deci nu ne trimite de la, că nu suntem mai la tribunal să te duci la articolul cu care la... Doamna, v-am explicat, dacă nu sunteți mulțumite de răspunsul pe care o să-l dau, contestați, da? Eu o să vă dau răspunsul conform legii, nu cum vreți dumneavoastră, niciodată. Dacă anumite persoane nu știu să documenteze sau să... Mă știu foarte bine, n-are calculatorul, știu foarte bine. Păi intrați, doamnă, pe programul de achiziții publice și vedeți că... Ce-am văzut la Odobești, n-am văzut la dumneavoastră. Felicitări, doamne, primarul Joga Adriana. Știi să-și expună, e foarte transparent pentru toate punctele de vedere. Și când a fost primarul la secuie, de cine au putut să-i stai nimic? Păi nu era site-ul. Nu era site-ul, atunci erau... Le punea pe ăla cu boș, doamna Muntan. Hai să ne vedem de greburile noastre. Domnul Brănișteanu, nu încercați ca să abriți... Nu încerc nimic, al meu astea erați viceprimar, doamna Adriana era primar. Știți foarte bine, știți foarte bine că n-a venit și mi s-a promis că vă pun asfalt, domnul Brănișteanu, până la școală. N-ați făcut nimic, doamna, ce să mai... Găsim motive de fiecare dată, doamna Luncanu, vorbesc și eu un pic. Vedeți că vă abateți de la subiect, domnul Brășteanu. Nu vă abate loc, doamnă. În momentul când cereți ceva de la doamna Luncanu, vă abateți de la subiect. Auziți, eu sunt președinte de ședință și vă rog frumos
să vă axați pe materialul domnului primar. Nu m-am axat pe ceea ce ați ridicat dumneavoastră în ședință, doamnă. Deci nu vă dau voie. N-ați făcut nimica niciodată, nici dumneavoastră, nici alții. Și nici nu o să faceți. Să fim înțeleși. Indiferent cine va fi, nu va face nimic în comuna asta, că așa s-o merge dintotdeauna și așa se va merge în continuare. Când vedeți că cineva vrea să facă ceva, căutăm să băgăm bețe să nu facă. Păi atunci de ce să nu? Vorbim la realitate, doamne. Nu, doamne, să țin da, nu fac, domnul primar, dar nu fac deloc. Dumneavoastră ar trebui să vă controlați. Când vă cere un consilier local o clarificare, i-ați jurat că îi puneți asfalt să faci ceva, n-ați fost să stați să faceți nimic în timp de 12 ani cât ați fost în primărie. Dumneavoastră vă bateți cu pumnul în cap acum la 70 de ani, care se fieți prinse la persoane de turism major. Ați fost violent în fiecare ședință. Doamne, dar pe ce să violent? Și niciodată nu ne-ați dat voie să vorbim. Dumneavoastră îmi puneți cu pumnul în gură, domnule consilier, că vă trebuie ceva. Am un proiect, trebuia ca dumneavoastră să-l terminați. Doamna Lucanu, vă rog frumos, răspundeți-i domnului Brânșteanu. Eu nu-i răspund, eu sunt președinte de comisie. Asta este președinte de comisie. Deci, vedeți ce comportament are doamna Lucanu. Deci nu răspunde că e președinte de ședințe. Pe incap... Problema că am văzut o dată o cerere și am cerut să facă șanțuri, rampă de gunoi și piatră în chiliceni. Știți ce mi s-a răspuns? Chem poliția. De ce, doamne? Că n-am venit cu nimic. Eram cu Nelu Brânișteanu, și am spus, doamne, uite asta, ne-a dat răspuns în termen de 30 de zile, că eram sigur, nu sunt fonduri. Să domnul Mișu s-a spus la cuvânt, declar ședința cheie, să pentru că nu are ce să avea răspuns, pentru că n-ați făcut nimic. Dar nu are importanță, trebuie să avem, de fiecare dată ne-ați adus în ședință orice ajutor cu... Păi nu ați acum și-l studiat. Păi acum am dat să-mi față, nu știu eu. Eu sunt de acord, cine este de acord cu ajutorul din mormântare pentru ruda lui Fabian Jenică? Doamna Leacu, sunteți de acord? Pentru Fabian Jenică, doamnă, nu pentru ruda lui. Pentru ruda lui Fabian Jenică, că el e mort și nu poate să-mi caseze banii. Da, pentru Fabian Jenică e ajutor. Eu am spus, e un cheltuiel din mormântare care se oferă rudei. Nu Fabian Jenică, dumneavoastră nu sunteți atent, domnul primar, că nu vreau... Vă grăbiți că nu mai aveți ce să mai dați răspuns la consiliul, doamnă? Ce ați făcut, doamnă, în timp de 4 ani de zile că s-a schimbat? Nu ați fost în stare de nimic. Nu vii rușinii. Puneți la cadă să... Am putut la cadă.